Dragi prieteni, în acest clip o să vorbim despre cât de mult costă să călătorești sau să trăiești aici în Pakistan. Și începem clipul cu o fază extrem de interesantă. Eu am venit să-mi spăl hainele, sunt aici la un laundromat, dar din păcate, după cum puteți vedea, nu există curent, nu avem electricitate. Și de aceea înseamnă că trebuie să aștept. Mi-a zis băiatul ăsta că nu se știe când o să pornească curentul. Deci da, țara asta, deși este ieftină, are o grămadă de probleme pe care o să le vedeți în acest clip. Eu sper să rezolv până la sfârșitul clipului faza cu hainele, pentru că am aici aproximativ 6 kg de haine, sunt toate hainele mele. Mi-am pus chestia asta pe care mi-am cumpărat, deci doar pantaloni scurți, nu mai am absolut nimic, nu pot să ies din casă, nu pot să mă duc pe afară, nu pot să fac nimic. Haideți să vedeți cum se prezintă interiorul acestei clădiri unde cică au ei laundry-ul. Aici costa undeva la 40 de cenți pe kilogram, mi-a zis băiatul ăsta, dar mi-a spus să vin mai încolo, că poate am noroc și poate e deschis. Mergem acum la un alt laundry. Generatoarele astea sunt peste tot, sau cel puțin în locurile unde oamenii au bani. Ok, eu acest clip l-am început în Islamabad, dragi prieteni, acum ne aflăm în Lahore și o să vă bag bucățile pe care le-am filmat în Islamabad, astfel încât să vedeți acolo cât costă un apartament, cât costă taxiul, cât costă să-ți iei internet și așa mai departe. Repet, ele au fost filmate în ordine cronologică și de acolo să auziți că am filmat eu de la aeroport și zic, mamă, ce bine că am ajuns în Pakistan. Și probabil că o să vă strice cumva cronologia, dar trebuie să înțelegeți că eu așa l-am filmat, așa l-am gândit. Și o revin pe parcurs, pe parcursul clipului, cu update-uri în legătură cu laundry-ul meu. Enjoy! Așa, frate, așa am aterizat, dragi prieteni, în Islamabad. Dragi prieteni, vă reamintesc să apăsați butonul de like. Îmi spun de ani de zile să nu uit să menționez chestia asta și de fiecare dată uit. Deci de fiecare dată, uite că acum n-am uitat. Așadar, vă rog frumos să dați un like, mă ajută enorm. Love you! Hai că a fluierat unul, frate, și am crezut că m-a fluierat pe mine, că filmam. Deci, dragi prieteni, am aterizat în Pakistan pentru prima oară în viața mea și este extrem de fericit. Asta era cea de-a doua destinație surpriză, nici nu vreau să povestesc cea de-a treia. Suntem în aeroportul din Islamabad, repet, și acum trebuie să-l vedem pe băiatul care are my apartment, pentru că s-a oferit să vină să mă ia de aici, de la aeroport, și să mă ducă la apartament. După cum spuneam, este pentru prima oară pentru mine în această țară și vreau ca în acest prim video să vă spun care este vibe-ul pe care l-am și aici la aeroport. Totul este de 500.000 de ori mai relaxat decât în Egipt. În Egipt am fost foarte stresat la aeroport, lume extrem de stresantă, aici toți oamenii zâmbesc. Am aplicat pentru viză, o să vă explic care a fost procesul cu viza, că este relativ complicat, dar am avut noroc, am cunoscut un om excepțional. Așa, am stat o secundă la viză, nu m-a întrebat nimeni, absolut nimic, am venit foarte de treabă, nimeni nu sare pe tine, nimeni nu te deranjează, deci primul contact este unul superb. Wow, deci I cannot emphasize this enough, cât de relaxat e totul aici și sunt mult mai puțin turiști, adică eu am fost din avionul meu, eu am fost singur foreigner, pentru că în momentul în care vii și ai viză, trebuie să te duci la un alt ghișeu. Și eu eram singura persoană de la ghișeul respectiv, deci sunt singurul turist, nu a venit nimeni să mă întrebe nimic, nu mă freacă nimeni la cap aici, vrei taxi, vrei nu știu ce, să te fută la cap cum făceau ăștia în Egipt. Deci ca primă impresie, primă impresie, sunt extrem, extrem de încântat. Dar să fim totuși precauți. Wow! You remind me of my first visit to Canada. I just opened that door.
Ah. And he was smiling there. No, that's my side. Wow. Deci, băiatul ăsta nu cred că a folosit vreodată centura în partea asta aici. Second. Ce te lovește, frate, e poluarea. Deci e poluarea, te sparge. Wow, so nice. Thank you. Very, very, very nice place. 4CR, I don't even know what is. 4. It's like $150,000. $150,000. Yes. Wow. It's complete one, complete house. The complete house. Yes, the complete house. Update number one, cu laundry-ul. Este aici un salon despre care am citit eu. Uitați, scrie aici că face laundry. Haideți să vedem dacă și face laundry. Update number one, nu am putut să spal acolo pentru că acolo ți le spală per bucată. Și ce înseamnă la hainele mele per bucată? Înseamnă că o să dau mai mult pe spălat decât aș da să cumpăr alte haine. Și atunci nu. Ăsta este un alt generator, dar mult mai mare. Deci sunetele astea sunt peste tot, frate, pe străzile astea, peste tot. Vos, deci ce diferență, bă, la oameni, cum sunt ăștia, bă, frate, câtă ospitalitate, cât de frumos vorbea. Deci mi-a fost și rușine să-l filmez pe băiatul ăsta, ați văzut că am vrut să vorbesc ceva în mașină. Bă, mi-a fost rușine pentru că nu l-am întrebat dacă îl pot să-l filmez. Nu cred că l-ar fi deranjat, că oamenii sunt super deschiși. În general aici, adică v-am văzut o grămadă de vloguri, o grămadă de oameni care filmează, dar atât de frumos, atât de atent cu mine, ia să vedem cât mi-a luat. Deci în clipul ăsta o să facem așa. O să vorbim puțin despre Pakistan, astfel încât să facem o introducere. O să petrec aici undeva la 3 săptămâni, cam asta este. Pe nu dorim să în Islamabad, o să mergem frumos către nord, mergem către zona Kashmir în funcție de cât putem. Sunt multe chestii complicate aici în Pakistan pe care va trebui să vi le povestesc și pe care o să le vedeți în acest... în această serie, dar în video ăsta facem un clip în care vorbim despre cât costă lucrurile pe aici. Deci el mi-a zis mie, mai întâi, stați ca să fim pe aceeași lungime de undă, că trebuie să mergem acum, să luăm bani, să luăm SIM, știți cum e, the whole shebang. Deci 1 euro, hai să punem 1 euro, ca să luăm cunoștințe de cauză, 1 euro este echivalentul a 307 pakistanezi din ăștia. Și el mi-a zis mie, l-am întrebat cât mă costă taxiul de la aeroport până aici și mi-a zis, cred că 5.000. Da, deci mă costă $17, ori 5.000, ori 3.000, cred că 3.000 mi-a zis, mă. 10, deci ori 10 euro, $10, ori $17, dar a mers destul de mult, a mers undeva la vreo, cred că sunt vreo 30-35 de kilometri și decât să stau să discut cu ea pe la aeroport pe acolo, să nu știu ce să negociez, mai bine, așa, apartamentul, dar haide să începem de afară, ca să-l vedeți. El cred că stă în casă aici, băiatul. Deci, asta este strada. Suntem într-o zonă, nu e zona cea mai bună, nu e zona cea mai scumpă. O să ne mutăm probabil după astea 3 zile, astfel încât să putem să cunoaștem mai multe locuri de pe aici. Dar uitați-vă cât de frumos poate să arate casa asta. Ați văzut acum că l-am întrebat cât costă o casă de genul ăsta? $150.000. Dar toată casa, deci toată casa asta pe care o vedeți, pe acest apartament dau incredibilă sumă de $17 pe seară. Vedeți că mai este o intrare pe acolo, are geam, mi-era puțin teamă cu zgomotul, dar din câte am văzut nu e niciun fel de problemă. Intrarea și, asta am închis ușa, zgomot. Izolează cât de cât. Cât de cât
Ideea este că știți ce se întâmplă la oamenii ăștia și e o chestie normală pe care am întâlnit-o și în Africa. Geamurile pe care ei le au nu cred că sunt termopane, mă. Uite, de exemplu, acolo e puțină igrasie, dar nu contează. Sunt niște geamuri din astea foarte, foarte subțiri și nu au, adică nu sunt de alea cu două, trei camere. Iar asta este singura problemă și mai e o problemă pe care ei în principiu ar putea să o rezolvă dacă ne punem încă un set de geamuri. Când e foarte cald și pornește aerul condiționat, gândiți-vă că temperatura nu se conservă. E foarte greu să se conserve în condițiile în care ai, cum îi zice, nu e bine izolat. Ok. Deci avem aici o canapea și două fotolii care arată excepții o fucking nal. Aici avem o noptieră. Mi-a lăsat omul paste de dinți. Nu știu de ce, poate a simțit sau a citit că îmi pute gura, nu pot să-mi dau seama. Mergem frumos înainte. Ah, pătuțul, care e fenomenal. Deci patul este fenomenal. Am un mic comentariu. Are aici partea asta de lemn și cum am aruncat eu acum, nu e chiar cel mai plăcut. Zgomotul e puțin deranjant. Da, este puțin deranjant. Am rezervat aici 3 nopți. Avem 2 scaune, chestia asta în care nu știu exact ce se pune. Aici este o masă, nu știu exact ce se face cu ea. Asta cred că e făcut, e pus dacă vrei să te rogi, mă, da? Pentru că în caz că nu știați, Pakistan este a 5-a țară, dacă e să o după numărul de oameni, are undeva la 245 de milioane de oameni și 97% dintre ei sunt musulmani. Este o țară foarte, foarte conservativ din acest punct de vedere, dar o să vă vin imediat. Deci da, am aici o măsuță, ăsta cred că este un radiator, ăsta este un fier de călcat și aici este bucătăria, care are de toate, mi-a zis omul că dacă vreau să gătesc, ceea ce nu e cazul, și o să vă zic ce ar fi trebuit să fac el. O să vă zic imediat. Asta, dacă deschidem aici, ce găsim? Oh. Deci astea se închid, înseamnă că există o mică teamă de furt sau chestii din astea, oamenii sunt atenți și închid geamurile, ușile și la fel o să facem și noi. Acolo este boilerul, dacă nu mă înșel. Dar asta e, poate mai e cineva aici, mă și deranjez. Ok, da, deci asta este bucătăria. Ce trebuie să știți? Că în Pakistan sunt probleme foarte mari cu electricitatea și sunt șanse ca electricitatea să se întrerupă și dacă electricitatea se întrerupe, să vedem, s-a ceva apă? Nu. Mamă, da. Da. Da, în fine, ești în Pakistan, frate. Ești în Pakistan. Standardele de curățenie, evident că sunt complet altele, dar nu e nimic. Locul arată bine, bine, bine de tot. Așa, am aici inverter și din la de energie. Dacă am rămas fără curent, pac intră ăsta și mi se pare că are autonomie undeva la 5-6 ore, ceva de genul ăsta. Iar aceasta este baia. Baia este la fel. Tipică. Ca băile pe care le găsește aici în Asia. Mi-a lăsat șampon, Silky Black. Bă, deci apartamentul arată bine de tot. Arată foarte, 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 foarte bine. Eu l-am luat pentru viteză la internet. Pentru că l-am întrebat pe om care e faza cu netul. Și dintre toate apartamentele pe care le găsisem, haideți să vă arăt să vedeți. Da, e zgomot, dar nu-i nimic. Ai undeva la 25 de mega. Dacă mă duc încoace, merge mai slab. 11 mega, 13 mega. Bă, pentru... Ia să vedem cât avem pe upload. Pentru Pakistan, să știți că e bine de tot. 25. Bă, poți să urci un vlog. Asta e important, pentru că în Cairo a fost praf. Praf, praf cu internetul. Ok, mă schimb, îmi pun și o pantaloni scuți, mergem să scoatem bani. Mergem să vedem despre ce e vorba și să vă povestesc câteva lucruri importante pentru introducerea în această țară, despre care am aflat chestii în urmă cu 4-5 zile, pentru că mare research, spre rușinea mea, n-am făcut. Pentru a explica puțin intro-ul, dragi prieteni, așa se face dușul în Pakistan. Deci așa e. Asta de aici nu merge. Mi-a zis tipul că nu merge de foarte mult timp, noi așa ne spălăm aici jos. Deci nu merge asta, nu funcționează. Așa mi-a zis omul. Că așa trebuie să fac dușul, să mă pun aici pe jos, că i-am trimis o poză cu mine și mi-a zis, a, păi nu, că așa ne spălăm și noi, le punem pe jos. Like, what the fuck?
update number 2, am găsit un alt laundry la vreo 100 metri de aici. Haide să vedem, poate avem noroc, dar din câte văd și aici cred că este închis. Dry cleaners, pana mea. Hai că întrebăm frumos. Nu am putut să las nici aici, deoarece, deși era un preț decent, omul mi-a zis că durează 3 zile pentru că nu știu câtă electricitate au, nu știu câtă apă au, frate, și că e vremea nașpa și că nu știu ei cum o să se usuce hainele. Mi-a zis, păi, ce faci, adică le uscați la soare? Face căciga, deci n-aveți draiere? Nu. Deci nu am rezolvat problema până acum. Uitați aici, alt generator. Ăsta este enorm. La fel este și cel de acolo. Perfect, ok, have a nice day. Bye, bye, thank you. Bă, deci totul a început bine până când n-a mai fost bine. M-am lovit de niște probleme în ultimele 10 minute. Unul la mână, nu merge roamingul pe Digi, ceea ce înseamnă că nu pot să primesc un SMS ca să pot să folosesc aplicația de Uber, care nu mai e Uber, că nu mai funcționează. Deci este o aplicație Karim, se numește. Și pentru a mă putea autentifica acolo, trebuie să folosesc, evident, să vină codul ăla. E, și codul ăla nu-mi vine. Asta este prima problemă. A doua problemă, am încercat deja la două ATM-uri să scot bani și nu pot să scot bani. Ceea ce înseamnă că o să mergem acum puțin prin partea centrală. Centrală e mult spus, că eu stai aici la 8 km de centru, ceea ce e destul de nașpa, destul de departe, dar nu-i nimic. Trebuie să oprim un taxi random așa pe stradă, dar asta după ce reușesc eu să scot bani. Că până nu scot bani, I'm fucked up. Hello. Wait. I need to get to blue. Blue area. Okay, how much? Blue area, where shop? How much? 800. Okay. But I need to get to ATM. ATM? ATM first, yeah? Okay. Okay. Oh. Hai, că l-am luat pe băiatul ăsta, am văzut că stai aici niște, cum le zice, niște, e o piață cu fructe, drăguț de tot. Acum mi-am dat seama că m-am cazat super departe, mă. Eu nu m-am uitat pe hartă pentru că Islamabadul, știți cum e? Islamabadul este un oraș nou, înființat în anul 1965, a devenit capitala țării în 1971. Și e organizat pe sectoare, sectorul E, sectorul F, sectorul E1, sectorul E1, prim, e foarte dubios. Și nu știu care este centrul orașului și sunt departe, dar avem doar 3 nopți aici, înseamnă că o să ne mutăm. Probabil că peste 2 clipuri. Mamă, uite-i pe ăștia, frate. O să ne mutăm în partea centrală, cel mai sigur, pentru că de aici să merg cu taxi 8-9 km. Mi se pare foarte, foarte departe. Ia să vedem cât de bea acum mi-a mers aplicația. Să vedem cât mi-ar fi cerut. Bine, eu deja am mers cu omul ăsta, cât mi-ar fi cerut. Ah, pe aplicație mi-ar fi cerut undeva la 500, ăsta mi-a zis 800. Bine, 500 de aici, deja am mers vreo 3 km, cred, ceva de genul ăsta, dar nu s-a aruncat mult om. Așa îți dai seama de cât de cinstit sunt. Nu știu cât înseamnă asta în banii lor, adică în banii noștri. Să vă zic imediat. A zis 800. A, pana mea, sunt 3 dolari, frate. Și mă, normal era 1,90 dolari, ceva de genul ăsta. Deci nu s-a aruncat omul foarte de cap. O să-l azeamu că a fost de treabă. Update-ul cu numărul 3. Teoretic am rezolvat problema. Mă costă de mă sparge. O să vă spun, doamne, pot să vă spun acum, 4750 de rupii. Haideți să vă zic acum imediat să fac transformarea. Asta înseamnă, dacă vine să credeți, 17 dolari ca să-mi spăl toate hainele, adică aproximativ 70 de lei. Nu e deloc mult, dar trebuie să țineți cont de faptul că am luat-o la, a fost la asta, la Express Delivery, astfel încât să fie gata mâine seara. Deci acum este ora 11 și o să-mi iau hainele mâine
noapte. Deci înseamnă că până mâine noapte o să fiu fără hainele mele. Asta e. Yes, 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 perfect. Hai că am zis ăsta să mă duc mai întâi la ATM, frate. Sunt o grămadă aici și trebuie să văd care dintre astea o să funcționeze. Cam citit că sunt probleme mari cu ATM-urile aici, dar văd că am vreo 5-6 opțiuni și atunci înseamnă că ar trebui să fie bine. Deci cu Revolutul nu merge, nici cu ING-ul nu merge. Mamă, deci cât de amuzante la ăștia m-a lăsat să scot din două. Deci de două ori a trebuit să scot și am putut scoate $140, deci $70 și $70. Ceea ce nu e chiar așa de rău. Uitați-vă ce mașină drăguță are omul ăsta, frate. Yeah. I need to get to Zong customer service. Nu, no. No, e perfect. Chiar că am întrebat pe domnul ăsta câți bani a luat pe mașina asta și mi-a zis că a dat 45.000 de ăștia. Nu, 450.000 de ăștia, adică 1600 de lor. When? How many years ago? You have this for 1 year, 2 year? No, 11 year. 11 year? Wow! Oh, deci are mașina asta de 11 astăzi, de bun săracul. Te mai arătare cu ce să faci, deci omul este creștin. Că asta m-a întrebat, dacă sunt creștin. Și v-am zis, 97% din populația Pakistanului e musulmană. Deci să trăiești un creștin. Bine, au și 240 de milioane de locuitori. Dar asta înseamnă că au câteva, sunt și câteva milioane de oameni care sunt creștini. Foarte tare, foarte șmecher omul ăsta. Îi las dublu față de când mi-a cerut el și înseamnă undeva la vreo 3 ori jumate față de prețul de pe aplicație, dar nu mă interesează. Take like this. Thank you. You're you good. Are waiting? What? Wait. No, because I need to go around here. No. Okay. It's okay. You're a good person. Okay, thank you so much. Thank you. Bye-bye. Da, frate. Deci am dat asta și m-a întrebat dacă vreau să mă aștepte. I-am zis că nu, că o să vreau să iau aplicația. Cred că săracul zice, băi, am dat țeapălul ăsta. Deci a rămas așa. A făcut așa față și a zis, vrei să te aștepți, vrei ceva? Nu. Cred că se duce acum acasă. Până aia $5. Deci despre ce vorbim? E, acum, haideți să mergem. Să vedem internet, bă, deci cum se simte, bă, că am ajuns în Asia, bă, frate. Deci cum se simte, totul mult mai relaxat. Mi se pare că nu se uită lumea dubios pe tine, e complet altceva. Căutăm Zong, se numește, sunt foarte mulți provideri aici. Combinația că ăștia Zong, ce că sunt cei mai șmecheri, că au internet nelimitat. Și pe mine asta mă interesează, să am internet nelimitat. Ia să vedem. Uitați aici, sale and service. Ia, haide să vedem unde... Planurile, frate, deci cu 800 de... Anul cu 10 giga, eu mi-am luat cu 400 de giga și cu 400 de giga e 5.000 de dăștia. Stai să văd acum exact să văd cât înseamnă 5.000 de dăștia. 400 de giga, frate, ești nebun la cap. 5.000... Pana mea, sunt 16 euro. 400 de giga. E ok, bă, dar am internet forever. Problema este că mi-a zis omul că mi-activez de-abia mâine dimineață, dar mai am un giga. Mai am vreo 800 de mega pe ăla și am de acasă, e ok, supraviețuim. Dar 400 de giga, frate, ești nebun la cap. Am net să mărg vlogurile, să tot. Că am înțeles că în partea în ordine mergem, să ne plinăm, nu o să fie foarte mult Wi-Fi și mai bine să avem forță. Uite-ți, frate, cum ești. Ești? I put here? Here? Again, one. Thank you. Deci uite, frate, cu fingerul prin toate nebunile, frate, deci când îți iei SIM la ăștia, trebuie să te înregistreze, să spui amprenta. Prima oară în viața mea când mă pun să fac chestia asta la un SIM de telefon. Cred că n-am uitat nimic. Uitați-vă pe ăsta cu mitraliera, de exemplu, ca să vedeți cum e, frate. Thank you, bye-bye. Așa. Deci ne-am luat internet. Nu știu acum ce să mai facem, că aș vrea să dăm o tură. Deci despre ce vorbeam despre prețuri. A, când mergem acasă, luăm un scooter să vedem cum e. A, uitați cât de mișto se vede soarele frumos acolo, pentru că e așa fucking hazy. Da, deci am dat, vă dați seama, 400 de giga e clar, e cum îi zice, overkill.
Dar știți care e combinația? Repet, o să mă duc acolo în centru, în partea de nord a țării și nu mai vreau să iau, de exemplu, 40 de giga, poate urc 3 vloguri de pe, sau 2 vloguri le urc de pe date și dacă le urc de pe date, pe urmă rămânem fără și trebuie să mă duc, să vorbesc, să încarc și mielene. Așa am băgat cel mai mult 400 de giga. Oricum, după cum sunt lucrurile, după cum văd că sunt lucrurile pe aici, s-ar putea să stăm până la capătul vizei. Și acum trebuie să vă povestesc rapid despre faza cu viza. Deci viza, până acum vreo 4-5 ani de zile, se obținea extrem, extrem de greu. Știu că Marian Adventure s-a încercat să obțină și nu a primit viza, pentru că acum se obține de 500.000 de euro mai ușor. Mamă, uitați-vă ce trafic aici, aștept. Acum se obține de 500.000 de ori mai ușor. Este o viză electronică, intri pe un site, îți bagi acolo frumos datele. Eu am făcut chestia asta, combinația este că ei zic acolo că trebuie, sunt două lucruri foarte importante, de fapt, una dintre următoarele două lucruri. Ori să ai rezervare de la hotel și hotelul respectiv să fie o rezervare super legit, înțelegi? Doar că pana mea, eu stau, dacă vreau să stau unul de zi, nu pot să fac. Dacă fac o rezervare, sigur o să fie o rezervare fake sau să ai o invitație de la o agenție de turism. Și fiți atenți să vedeți ce am pățit. Am căutat-o pe net, am trimis mai întâi cu rezervarea, nu mi-au acceptat, au zis că nu pot să-mi accepte, că trebuie să obțină neapărat rezervare. Și mă apuc și caut pe internet rezervare și găsesc o agenție, Gypsy Agency se numește, și scriu lui, domne, uite că nu știu ce face, aveți acest serviciu, puteți să-l oferiți, ce face omul, da, niciun fel de problemă, costă 100 de dolari. Pana mea, viza era 30 de dolari. Zic, bine, acum o să-i dau ăsta 100 de dolari, ce pot să fac? Îi trimit pașaportul, îmi cer un pașaportul, se apucă să completeze acolo alea și îmi trimite hârtia, frate, de invitație, invitation letter-ul, că practic asta e o foaie de pe baza căreia îți zice că tipul se va ocupa de tine, că o să băgă de tine pe acolo, că nu ești de capul tău, știi? Ok. Și o să vă spun imediat de ce se întâmplă și chestia asta. Băi, și omul îmi trimite invitația fără niciun fel de problemă și nu-mi ia banii, deci nu-mi luase banii, mi-a trimis invitația înainte să-mi ia banii, dacă vă vine să credeți așa ceva. Și eu îl întreb, păi și cu banii, zic că nu-mi lasă, că dacă îmi dai tu mai încolo, mi-a trimis toate actele, eu am depus actele, totul era, a mers perfect, n-am avut niciun fel de problemă și omul așa mi-a zis, bă, dacă vă vine să credeți. Și pe omul am prietenit cu el și mi-a zis, a, faci YouTube, ce tare, am o agenție, vii pe aici, te duc, te plimb, îți arăt un altă, nu știu ce. Și acum, teoretic, astăzi ar trebui, în video ăsta, să vedeți cum mă duc să mă văd cu omul ăsta să mănânc cu el, că m-a și invitat să mâncăm ceva. Și a lăsat să înțeleg clar, a zis, bă, te invit, ești invitatul meu, nu te gândi că o să plătești. Pana mea, eu vreau să-i plătesc eu, că el, practic, m-a scutit de mine 200 de dolari. De asta ca să vedeți cum a fost primul contact cu țara asta, de dinainte de a ajunge aici. Practic. Same. L-am găsit pe omul ăsta, frate, aici și l-am pus să-mi facă, l-am rugat să-mi facă o salată din asta cu toate fructele pe care le are aici. Asta cred că e sau gutuie, ceva de genul ăsta. Și am vorbit și cu un băiat de acolo, frate, super de treabă. De exemplu, ca să vă faceți o idee, ceaiul ăsta pe care noi trebuie să este ceaie cu lapte, costă 10 cenți. Cumpărat într-un loc foarte local, foarte drăguț. Super bun. Mamă, deci ce prețuri, frate, ăsta îmi cere... Mamă, deci auzi, bă, îmi cere 200. Stați, nu-i dau 200, frate, îi dau 500, ești nebun la cap. Pe cât e, mă, 200, ești nebun? No, take like this, it's ok. But 200, very, very cheap, no? Yes. How many of these you sell every day? This is the orange. Aha, ok. Thank you so much, have a nice day, bye, thank you. Deci 200, frate, voia pe chestia asta, acum nu știu unde dracu mergem să o mâncăm. Trebuie să ne punem pe o mașină undeva, să stăm să mâncăm. Stați că vreau să mă și uit să văd cât e, că dacă nu pot, trebuie să vă scriu și n-am chef să mă apuc să mai scriu. Unde dracu mă pus să mănânc asta, frate? Că n-am chef să se ia lumea de mine. Ia. Mamă.
portocală, pară și banane. La 200 de dăște. Da, deci evident că pin point-ul pentru scooter mi l-a pus la mama dracu, frate, și văd aici că e au un fel de, în Columbia îi zicea Transmilenio la ăsta, frate. E un bus care are comportament de metrou, dar eu nu pot să trec acum pe partea cealaltă. Doar dacă mă bag pe aici pe jos, cred. Cred că dacă mă bag pe acolo, iese partea cealaltă. Dar omul deja a ajuns, frate, asta e problema. Deci băiatul deja a ajuns și acolo. Trebuie să mă aștept o grămadă, asta e. Deci acum vreau să mergem către casă cu aplicația asta. Frate, uitați-vă cât de șmecher. Dacă îți alegi la scooter, îți alegi cât vrei să plătești. Și te spune Finding a captain will take longer. Dacă vrei să fii chitros, dacă vrei să dai suma cea mai mare, zice toți o să-și dorească asta la 246. Hai să punem la 211. Să vedem dacă găsim. Ah, dar stai că mi-a greșit aia locația, frate. Bă, stai că mi-a greșit locația. Cum dracu ajung acolo? Nu o să pot să ajung, bă! L-am găsit pe unul aici și îmi zice Your captain is on the way. Ce, de ce ăsta? Ăsta e capitanul meu sau ce? Păi pana mea, eu știam că eu sunt bossul. Eu sunt capitanul lor, nu ei, ai mei, dar nu știu dacă merg bine în direcția asta, frate. Deci nu-mi dau seama. Uite, aici sunt numai cu telefoane mobile, bă. Deci numai cu mobile. Sper că merg bine, zice că o să ajungă în 6 minute. Ce tare aplicația asta, deci dacă vrei să fii chitros, poți să fii chitros, dacă vrei să nu fii chitros, poți să nu fii chitros. Mișto. Și cu ocazia asta ajungem și pe la metrou. Nu o să mergem cu metrou, poate undeva în vlogurile viitoare, când mergem să facem un tur de oraș, să vă prezint și o chestiile frumoase pe aici. Pentru că acum mi-e și fric de măcat pe mine, frate, vreau să ajung acasă să mă schimb. Mamă, la ăștia e și mai ieftin cu metrou, deci o călătorie e 41 de bani, frate. Doamne Iisuse Hristoase. Combinația cu aplicația asta că nu poți să dai cancel. Dacă dai cancel îți dă eroare și omul zice Sir, the time, ride me late. Why is my system cancel? What should I do? Și am zis că ajung în 20 de secunde. Că pe aici prin față trebuie să fie omul. Good enough. I have to get across. Because it gives me put wrong pin. My first day here. Și exact când am ajuns aici, omul dăduse cancel pentru că nu mergea bine internetul. Că eu am... Nu mi-au activat încă SIM-ul fizic. Stai că e de la ăsta accept. I-am dat accept la altul. A, știu să mai aștept acum 7 minute. Băga-mi și piciorul. Deci eu mi-am luat SIM-ul ăsta pe care l-aveam eu ăla cu internetul. Cu sărăcie aia, mă, cu eSIM-ul și nu mi l-au activat pe ăsta și nu merge atât de bine. eSIM-ul. În general merge mai slab de pe SIM-ul normal. Și până am ajuns aici, frate, mi-a dat omul cancer și acum trebuie să-l aștept pe altul care să mă ducă. Bă, dar e mult mai frig aici decât în Cairo. Mult mai frig. Deci am mâine, știți cum sunt congelat, înghețat tot. Și până vine băiatul, putem să uităm la prețurile de la benzină de aici. Zice că dieselul e 277, asta înseamnă cumva sub un dolar, dar nu cred că e pe litru, frate, cred că e pe mai mulți litri. Stai să mergem aici, să întrebăm. Vreau și o să înțeleg exact care e faza. Bă, e 4 lei 30, frate, litru. Mi-a confirmat băiatul ăsta că e prețul pe litru. Mi se pare destul de scump raportat la probabil că modul în care se trăiește în țara asta. Și am convins că nu se trăiește chiar cel mai bine.
deci ăsta nu are pentru mine, frate. Doar el o să meargă cu cască, sunteți nebun la cap. Pentru mine omul nu are cască. Și am de mers 7 km de aici. Mamă, 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 exact ce nu voiam. Mamă, deci cel mai dubios om din lumea asta. Nu cred că mă vedeți acum că e proastă camera asta pe noapte. Aoleu. Bă, nu e permis să fii ca ăsta, deci nici cască nu mi-a dat. Mergea pe contrasens, frig afară, deci să știți cum rupt. Mamă, ce bine ți-am dat drumul la căldură. Ideea este că am venit acasă, că acum trebuie să plec în două, bine acum, în vreo oră jumătate trebuie să plec să mă văd cu băiatul ăsta, o să-l cunoașteți și voi, ăsta care mi-a făcut reducerea de $200 și numai... Alte chestii nașpa la aplicația asta, frate, că nu poți să plătești cash. Nu poți să spui cardul, trebuie să plătești totul cu cash, deci asta este o societate de cash. Țara asta funcționează doar pe cash, deci să-mi spar de frig. First, I want to introduce you to my good friend. Yeah, thank you. He is the one who saved my life with the invitation and all of that. So I want to say that I'm very, very grateful. Thank you for coming to Pakistan. And now we're having, this is my first traditional Pakistani breakfast, which you told me that this is like a bread. Yeah, it's like a bread, which is deep fried. Its name is puri. Puri, this, puri, okay. Yeah. This is chana, which okay. Is traditional chana, yeah. Okay, looks like corn or something? Yeah, no, not corn, just the beans. Pasta, yeah. Ah, okay, okay. And this is halwa, sweet dish. This is called halwa. This is this halwa. Is sweet. Okay. Yeah. And this is potato curry. Potato curry. Yeah. Yes. This is a traditional Pakistani breakfast. So this you eat in your house if you're at home with your family and whatever. Okay. And it is incomplete without tea. Ah, okay, okay. We have to wait for the tea. Yeah. Perfect. Întrucât filmăm un clip despre costul vieții de aici, din Islamabad, m-am mutat acum într-un apartament în cea mai șmecheră zonă și vreau neapărat să vi-l arăt. Deci suntem la etajul cu numărul 26, este cea mai înaltă clădire în cel mai ok cartier. Acesta este living-ul. Eu acum 2 minute mi-am făcut check-in-ul aici și, sincer să fiu, sunt mulțumit cu o mică excepție. Deci, ia să vă arăt și pe hol. Acesta este holul. Pam, pam. Aici avem... Mamă, cum se aude ușa? Intrăm în dreapta și avem un oglindă. Covorașul ăsta drăguț. Avem aici mașină de spălat. Din păcate nu are și dryer. Și asta mă enervează. Air dry. Da, mă enervează puțin. Dar de funcționat funcționează. În dreapta avem o chiuvetă. Cred că puteau să pună ceva mai drăguț aici. Au pus o chestie foarte basic. Scaunul ăsta nu mi se pare că are niciun sens în locul ăsta aici. Așa, un coffee maker, niște prostii pe aici, cuptor cu microunde. Ăsta este, evident, frigiderul. Canapeaua asta, care la fel putea să fie ceva mai drăguță. Masa asta e ok. Uite niște chipsuri din partea casei. Foarte mișto asta. Cred că e, nu știu, prin Italia poza asta. Nu pot să-mi dau seama pictura asta. Așa, aici un glob, televizor, astea care sunt mișto. Iar aceasta este camera, care mi se pare că arată foarte bine. Ăsta e un, cum îi zice, mă? Să poți să ai căldură, nu? Cred că asta e. Un heater. Da, pentru că e frig. Asta era partea negativă. Încă un televizor. Aici este oglinda. Patul. Ia să vedem cum e, cred că e destul de nașpa. A, nu, e tare salteaua. Nu, mă, nu, e foarte ok, ești nebun. Aici avem un dulap. Eu să știți că, în general, rar îmi pun hainele în dulap. Nu știu de ce, așa m-am obișnuit. Hainele mele tot timpul, rucsacul stă acolo. Și, by the way, mi-am schimbat rucsacul, să știți. Osprey Farpoint 70, ăla nou, versiunea 2023. L-am cumpărat, o să vină la un review, cred. Dacă nu uit. Ah. Baia,
care, bă, da, baia chiar arată foarte, foarte, foarte bine. Adică, țineți minte, în apartamentul celălalt, aici este absolut superbă, mare tot ceea ce vrei. E, deci singura problemă cu acest apartament e dată de faptul că e frig. Deci este frig. Trebuie să ai drumul la căldură, trebuie tot timpul să ai radiator, pentru că dacă nu mor la ăștia, frate, deci este frig aici, în Pakistan, în casă, nu știu cât ai. Cred că vreo 18-19 grade, ceea ce este puțin, mai ales mie îmi place să dorm dezbrăcat tot timpul. Asta este o clădire păzită, o grămadă de gardieni pe acolo și prețul. Asta este un apartament la vreo 55 de dolari, ceea ce nu e chiar atât de nașpa, ținând cont de... Ia mă, se deschide? Așa? Ținând cont de zona în care ne aflăm, sunt o grămadă de parcuri pe aici, ăsta este un convention center, se țin o grămadă de expoziții, sunt puțin departe față de... Ce pana mea are ăsta, mă? A, trebuie să tragi. Da, credeam că e mai... Așa? Sunt puțin departe față de where all the commotion is, dar e... mișto. Concluzia mea este următoarea. Pakistanul este ieftin dacă nu ai pretenții de lume vestică, dacă nu ai pretenții de standarde vestice. Dacă vrei standarde vestice, o să plătești mult mai puțin, de exemplu, în Asia de Sud-Est sau cel puțin în Vietnam. Apartamentul ăsta în Vietnam, vă zic eu, undeva la 30-32 pe zi și eu l-am prins ieftin pentru că prețul lui este pe la 60-65 de 100 pe tare, că mi se pare mult să dau atâta și mi-a scăzut ea 10 dolari. Ok, cam asta a fost. Vă rog să-mi spuneți care sunt părerile voastre și, da, overall, ce credeți despre prețurile de aici, despre costul vieții de aici, din Pakistan. Repet, mâncarea foarte ieftină, cam pe oriunde, cazarea scumpă, dacă vrei să o arzi bine, bine, bine tot. Internetul e bun, de-aia m-aș mutat aici undeva la vreo 50 de mega download cu 50 de mega upload și știți că asta e foarte important pentru mine. Love you, vă mulțumesc foarte mult că vă uitați la mine, ne vedem în video următor. Mua!